venit la ședința Consiliului Local Ordinar din data de 28 mai 2019. O să începem prin alegerea noului președinte de ședință, de aceea deschid eu ședința și supunem la vot proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-iulie-august. Propuneți? Propun fi domnul consilier Aleș Constantin. Domnul consilier pentru următoarea perioadă de 3 ani. Sunteți de acord? Unanimitate. Domnul președinte, poftiți. Doamnelor, domnilor consilieri, bună ziua! După cum ați fost convocați, are loc ședința Consiliului Local Ordinară. Ordinea de zi ați primit un convocator. Primul punct, deci, s-a epuizat. Trecem la punctul numărul 2. Citim ordinea de zi. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. De asemenea, mai avem 5 puncte suplimentare. Supun la vot și punctele suplimentare. Cine este pentru? În menționare, punctul 12. Delgazul se retrage momentan. Da, punctul 12 de pe ordine se retrage și avem 5 puncte suplimentare. Cine este pentru punctele suplimentare? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2, în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii de folosință. Da, de la ședința trecută. Da, supunem la vot și procesul verbal al ședinței din 30 mai. Cine este pentru? Da, nu. Cerem din noi revenire pentru ASP-urile care nu ne-au fost comunicate în ședință. Da. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită către Paravia Sfinții Împărați Constantin și Elena Pietrosu, Zemeș, a imobilului biserică, aflat în proprietatea publică al Comunei Zemeș, inițiator primar Tudose Răzvan. A expirat, da? Da, au expirat o contractă de folosință. Da. Practic, schimbările prezente sunt... Nu poate se la pot cumula, da. Sunt, deci punctul 2, punctul 3 și punctul 4, e vorba de Biserica Sfântul Grigore Teologul și de Biserica Sfânta Maria Mucenic Ion cel Nou de la Suceava. Sfântul cel Mare Mucenic Ion de la Suceava. Deci punctul 2, 3 și 4, propun să le cumulăm, că au expirat termenul de folosință și trebuie să aprobăm un nou termen. Termenul este tot de 5 ani. 5 ani. O să fie începând cu luna iulie 2019 până în 2024. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor contracte cadru de testări servicii necesare funcționării ACS Gloria Zemeș, inițiator primar Tudose Răzvan. Eu, dacă vreți să vă dau detalii... Da, eu am impresia, doamna secretară, că și punctul 6 e legat de punctul 5. Da, dar să le discutăm pe rând. Da. Deci, proiectul de... așa, privind Asociația Gloria Zemeș. Este vorba despre aprobarea unui contract de prestări servicii pentru instructor pentru tenis. O să vină... Tenis de masă, tenis de club. Tenis de club. O să vină două zile pe săptămână, cu un tarif propus de 500 de lei pe lună. Așa. Și mai avem un act adițional la contractul de prestări servicii transport persoane. Se indexează suma cu 300 de lei. Au fost 2000 și acum e 2300. Pentru că din brutul ăsta de 2000 de lei ce au avut aprobat, rămânea cu foarte puțin bani, în jur de 1000 de lei. Și cu 2300 nu o să rămână cu prea mulți
Dar aici trebuie să faci mențiunea, pe lângă activitățile lui ASG, faci și transportul persoanelor cu handicapă de Comănești. Da. Deci nu asta se limitează numai la activitatea lui ASG, Gloria Zemeș. Da. Exact. Îmi pare ceva normal, trebuia făcut mai demult de problemă. Da. Iar referitor la antrenorul de tenis, să știți că cursurile sunt gratuite pentru copii. Orice copil poate să vină să participe la cursuri. Deci nu vor plăti nimic. Baza este materiale să vină. Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Așa. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de activitate sportivă aprobat de HCL numărul 101 din 2019, inițiator primarul Dosie Răzvan. Propunerea pentru modificarea contractului de activitate sportivă se referă la posibilitatea, deci nu neapărat că se vor da, banii se vor da în funcție de buget și în funcție de ce veți aproba dumneavoastră. Dar se introduce posibilitatea de a se acorda bonificații pentru fiecare meci până la două ori suma de plată pentru titular și de asemenea penalități în sumă maximă de 100 de RON pentru neprezentare repetată mai mult de două neprezentări la convocările instructorului de fotbal și recomandarea acestuia. Aici ne izbeam cu problema mulțimii de copii care activează la echipă. Nu veneau la toate meciurile. Bun, de plătit îi plăteam la orice meci. Când pierdeau, câștigau, primeau bani. Și atunci s-a pus și ideea în practică că ar trebui să îi și penalizăm dacă nu vin. Nu e normal să ne bazăm doar pe o anumită structură și să-i lasă să joace doar acasă. Da, corect. Da. Da, supun la vot cine este pentru. Abțineri, împotrivă, vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din mobilul bloc foraj, proprietate privată a OAT Comuna Zemeș, doamnei Petrea Valentina, domiciliată în Comuna Zemeș, județul Bacău. Și tot la acest capitol, proiect de hotărâre privind închirierea unei locuințe din blocul producției pentru domnul Apăvăloaie Costică, domiciliat în Comuna Zemeș. Sunteți de acord? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc. Deci, în apuntul următor, proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcție și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul ACS Gloria Zemeș. De fapt, sunt numai obiecte de inventar. Vi s-a comunicat lista în urma constatării comisiei de inventariere. Ați văzut despre ce vorba, obiecte care sunt de prin 2014 s-au terminat. Care sunt deteriorate. Da, deteriorate. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Zemeș. Aici este vorba despre redenumirea unor poziții din inventarul domeniului privat. Este, nu știu cum să vă explic, unde stă spătarul Fănică. Acolo, la noi, inventarul domeniului privat figura ca stațiune montă. Ei, ori stațiunii montă nu mai există de când, nu se știe de când, așa. Și acum redenumim pentru că nu este normal, că omul e ca o locuință acolo și este, fiindcă mi-a denumit o construcție anexă, să mai figureze stațiunii montă. Asta este modificarea. S-a venit domnul, știți că a venit domnul și ne-a lămurit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei și statutul nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemeș. La organigramă se propune desfințarea a două posturi vacante, unul de asistent personal și postul de îngrijitor. Persoane vârstnice, fiind vacante, nu se mai justifică. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii căietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de reparații curente teren Sport Club Zemeș, inițiator primar Tudose Răzvan. Da, pentru căietului de sarcini, da. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2019 în vederea întocmirii documentației tehnico-economice etapa 1, temă de proiectare pentru obiectivul de investiții, amenajare, parc și teren de sport Comuna Zemeș. Mergeți și cu următorul, că e nota fundamentare la proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea note de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții, proiectare, amenajare, parc și teren de sport Comuna Zemeș. Terenul stat în zona Model Zău și suma pentru întocmirea temei de proiectare este tot de 2000 de lei. Zona Model Zău la Țuca, da. Unde a fost sediul... Unde a fost centrul la vechi înainte. Exact, unde a fost sediul... Primăriei. Schierii Model Zău, da. Da, da. Trecem la următorul punct. Supun proiect de hotărâre. Aprobare. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2019. Rectificarea este în felul următor. Avem suma de 13.000 de lei venită din impozite și taxe pe clădiri de la persoane juridice. Banii se duc 2.000 de lei de sarcini pentru efectuarea de reparații curente teren Sport Club Zemeș și celălalt pentru întocmirea documentației tehnico-economice etapa 1, tema de proiectare pentru obiectivul de investiții, amenajare, pași, teren de sport, Comuna Zemeș, județul Bacău. Ar veni 4.000 de lei și 9.000 de lei sunt puși la decolmatare. O să fie următorul punct. Da. Nu mai sunt probleme. Supun la votare pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct, la primul punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat, situat în intravilanul Comunei Zemeș, sat Zemeș, de sub Bacău. Despre ce teren este vorba? Un teren pentru domnul Guarzu Remus, solicitat pentru construcția unui garaj. Un garaj. Nu a fost solicitat acum vreo 2 ani de zile de cineva, zis, Marii, uita de el. Da. Supun la vă cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire șanțuri betonate, accesul la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC-180A în Comuna Zemeș, județul Bacău. Puteți să mergem și cu următorul punct, pentru că e vorba despre indicatorii de la construire șanțuri. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare trotuare în Comuna Zemeș, județul Bacău. Sunt camul de asta? Da, este camul. Este vorba, lucrarea fiind începută, trebuie să vină la depontare conform ultimilor norme, date de ordonanță 114 cu mărirea salariului minim de economie la 3.000 de lei. Și din care rezultă o diferență care trebuie plătită de noi, respectiv una de 9.000 și una de vreo 4.000. Dar asta până la sfârșitul lucrării. Adică ar trebui să mai venim în 30.000 de lei, da. Da, supun la aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș numărul 8 din 21.1.2019, privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrată. Prin hotărârea numărul 8 s-au aprobat acele credite pe care am fost obligați să le punem în buget pentru locuința dispensar de aici, de la
de lângă noi. S-au constatat niște erori la suprafeții și acum s-au micșorat valorile și de asta trebuie să modificăm articolul din hotărârea numărul 8 ca să fie corect și să poată închide în contabilitate corect. Da, să pun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2019 în vederea efectuării lucrărilor de decolmatare a șanțelor și puraielor din zona DC-180A. De 9.000 de lei, se estimează. Mai exact e vorba de zona Chilii, zona Părâu Ursului, unde chiar trebuie intervenit cu budo-excavator și trebuie decolmatate și cărat aluvionarea. Luat dus de acolo. Noi am mai intervenit și acum 2 ani de zile, dar uite că distanța de la Albia Râului și până la Prod este foarte mică și dacă Doamne ferește mai bine iar și toi, posibilitatea este în stradă o să avem necazuri mai mari, adică copilul vor fi mult mai mari. Deci, acolo nu poți face cu lopata, clar trebuie. Supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Trecem la ultimul punct pe ordinea zi, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cere întrebări, interpelări. La discuții, cine? 2 minute, vine în 2 minute. Ne fiind discuții, ne fiind probleme, vă mulțumesc pentru participare, declar ședința închisă și cu această ocazie, pentru ziua de mâine, îi urăm la mulți ani domnului Cogescu Petre, că-i Sfântul Petru mâine, să dea Dumnezeu sănătate și bucurii. Vă mulțumesc pentru participare. Să trăiți, domnule. Să trăiți.